primul pas a fost făcut în 2002, când am hotărât să ajutăm Moldova. În general, am creat o asociație umanitară fiind în Franța. Câțiva ani am venit cu ajutor umanitar în Moldova, până în 2008. Am făcut cunoștință cu satul Horodiște din Rezina și am hotărât să facem proiect social aici în sat ca să stopăm exodul. Să ajutăm oamenii să produc ceva în sat și noi să le aducem de lucru. Avem mai multe proiecte umanitare. Cel mai mare proiect este proiectul de construcție a unei ecopensiuni cu scopul de a dezvolta turismul solidar aici în sat și de a oferi copiilor săraci, defavorizați, vacanță în Horodiște. În paralel, dezvoltăm proiecte în școala din Horodiște și în alte școli vecine. Lucrăm cu voluntari din Franța și Belgia. Sponsorizăm studiile copiilor, cât și diferite tratamente medicale, pentru că mulți sunt foarte săraci și nu au bani ca să meargă la medic. Ideea de a face cașcaval de partea soțului cu 3 ani în urmă a fost ca o glumă pentru noi, în primul rând. Ne-am gândit că am putea să ajutăm sătenii dacă le cumpărăm lapte și am putea să ne mărim, am putea să creăm posturi de muncă. Eu sunt bucătar și pasul am trecut, eu început în vest, eu lucrez în Franța, în fabrică cașcaval și noi avem făcut mult cașcaval. Noi avem pierdut, pentru că nu este perfect. Azi noi avem un produs perfect, cum în Franța. Pentru meu, Moldova este foarte bogat, cu populația sărac. E foarte bogat pentru că noi avem multă lapte, noi avem multă fruct, multă ceva, multe posibilități în Moldova. Faci cașcaval e simplu. Mai complicat este maturat. Comparem lapte de vaci cu baltrini foarte sărac în sat. Cu sătenii bătrâni, la ei cumpărăm laptele. Ne comparem aici, așa este foarte social, comparem lapte de oaie cu tineri. Un tânăr care și-a cumpărat o stână de oi și de capre care lucrează cu noi. Așa este Tom. Tom este cașcaval din 2 kg, maturat 3-4 luni în beș. Noi putem să facem din oai, din cap, din vac. Așa este cașcaval de cap, cu chimion, cu pepeu negru, cu... cenușă alimentară. Așa. Și așa noi am făcut tom cu chimen. Și în ce feluri facem? Am făcut până acum, dar planificăm să facem mai multe totuși. Deja te reîncearcă diferite metode de alt tip de cașcaval, dar e nevoie de câtva timp, pentru că trebuie să adaptăm rețetele franțuzești după condițiile noastre de aici, din Moldova. Avem clienți fideli și îmi pare bine, pentru că am participat la diferite evenimente și am avut mare succes. Avem un grup pe Facebook care se mărește fiecare zi, pentru că avem foarte mulți solicitanți care ne fac comandă. Putem propose degustația din cașcaval, din vin. Noi avem 5 fel de vin cu 5 fel de cașcaval. Vom fi tot timpul modești și niciodată nu o să fim satisfăcuți de lucrul nostru. Ca să spunem că este o afacere de succes, da, este. Deja vedem că avem succes cu producția pe care o propunem pe piață.